Părăsește sfințenia, îl părăsește pe Hristos, părăsește tot ce-i bun și se duce cu lucrurile rele. Așa că luptați-vă din toate puterile dumneavoastră să nu vă dezamăgească, că va trebui să iasă la iveală toate ce s-o șopti la ureche să vă străga de pe acoperișul. Să vedeți când vor străga doctorii. Îi așteptăm să strige, să strige! De pe spitale, de pe drumuri, de pe autobuze, câte minciuni i-o pus să spună. Să strânge doctorii, asistentele, îi așteptăm ca o familie, ca o copii, să va răzbuna pe familia lor toată minciunea pe care i-o pus să-i spună poporului român. Și nu îngăduie Dumnezeu. Dacă celelalte popoare îngăduie, da. Dar aici vine Hristos, la Sfânta Liturghie. Du-te și minte-L pe Hristos. Du-te minte-ți duhovnicul, a spovedit. Să vedem. Și uite așa mai departe. Îi așteptăm, dragii mei, pentru că, până la urmă, Hristos e doctorul cel mare. El e vindecătorul tuturor bolilor. Nu-i așa? Cum să stăm noi să înghițim toate minciunile, că sunt multe minciuni, să spun, tatăl minciunii este diavolul. Da, dacă ai spune adevărul, te-aș recunoaște. Dar cât timp îi bași pe gât și în minte multă minciună, nu mai putem îngădui. Și atunci avem nevoie de Hristos. El e calea, e adevărul, e viața. Cum să mă desparți tu de Hristos? Cum să mă desparți tu de biserică? Cum să mă desparți de spovedanie, de împărtășanie? Nu-i așa? Cum să mă desparți de mântuire? Asta e credința noastră. Nu va putea face nimeni ea. S-au mutat alții înaintea lor. Eu tot mereu le spun de la acest microfon și de aici, din fața Sfântului Altar. Când spune Mântuitorul că biserica mea nici forțele iadului nu va birui. Păi nu o biruiește o boală, nu o biruiește o minciună, nu o biruiește o răutate sau nu știu ce păcate. Nu! Acolo vine Dumnezeu și El toate le biruiește. Și toate le vindecă. Și toate le face curate și plăcute, așa cum avem noi nevoie. Nu-i așa, dragii mei? Să veniți cu drag la Sfintele Biserici, să se deschidă, să meargă cât în cap în biserică, nu se vor îmbolnăvi. Nu la biserică-i boala, nu la Hristos, nu la Maica Domnului, nu la Sfinți, nu acolo unde oamenii pleacă genunchiul, nu acolo unde plângem și ridicăm mâinile și venim cu curățenia sufletului și a trupului, cât putem, și cu mâinile noastre să ne ridicăm către Sfintele Icoane, nu-i așa? Și să strigăm lui Dumnezeu să ne ierte și să aibă milă de noi, să ne vindece și pe noi, și familiile noastre, și neamul nostru, și poporul nostru. Noi aici ne întâlnim cu Hristos direct. Nu vă fie frică lângă Hristos. Nu vă fie frică lângă Maica Domnului și lângă Sfinți și lângă adevărați slujitori. Nu vă fie frică că veți birui. Scriptura zice, veți călca peste balau, peste șerp, peste toată puterea vrășmașului
și nimic nu vă va putea vătăma. E cuvântul Mântuitorului Hristos, e cuvântul lui Dumnezeu. Călcați peste balauri, călcați peste șerpii. Vedeți că până ajungeți aici, vedeți cât de greu puteți ajunge la Sfintele Mănăstiri și la biserici. Vedem cum ne trag jos, ne trage lenea, ne trage ce știu eu ce altceva. Și grijile lumii, din lumea aceasta, și multe lucruri, și avere, și așa mai departe. Uitați-vă dumneavoastră că au avere, dar nu știu ce să facă cu ele. Că-s ca găina în vârful gunoiului. Toți care au avere multe, mâine poi mâine, nu o să mai aibă ce să mai facă cu ele. Și o să-i întreb atunci, unde-ți gunoiul? Unde l-ai ascuns? Că gunoiul nu mai trebuiește nimănui, nu-i așa? Acum cât ai posibilitate, du-te, dă la biserici, du-te, dă la bătrâni, la casă de bătrâni, du-te, dă la casă de copii, la bătrâni și așa mai departe, la văduve și la oameni plini de năcaz și de greutate. Că, Doamne, nevoie este multă. Că mâine, poi mâine, nu mai ai ce face. Nici cu banii, nici cu mâncarea multă, nici cu nu știu ce. Cum ne spunea Părintele, ce frumos, o vorbă frumoasă, nimic având de toate avem. Să știi că, uitați-vă dumneavoastră, cântăm mereu în Sfânta noastră Biserică, bogații au sărăcit și au flămânzit. Cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Îmbogățiți-vă, dragii mei, cu dragoste, cu bunătate, cu sfințenie, cu milă, cu facere de bine, îmbogățiți-vă. Că vă spun eu, sfinți au fost oameni săraci. Dacă i-ați vedea cât sunt de bogați acum și i-ați vedea cum strălucesc în Împărăția lui Dumnezeu ca luminătorii, zicea Părintele Cleopa, luminătorii sunt lui cer, soarele. Este un luminător, uite cât e de mare și frumos. Ia gândiți-vă că la înfricoșata judecată vin vreo miliarde, să zicem așa, miliarde de sori, așa. Cum te mai uiți tu pe cer dacă la un soare nu te poți uita? Când o să vie sfinții și o să lumineze mai tare decât soarele, ce face? Ne crapă ochii, ne crapă mintea, ne crapă urechile. Nu-i așa? Nu ne putem uita. Ei, de aici, de pe pământ, să privim la ei. Cum strălucesc. Și ce îi face să strălucească? Tocmai nevinovăția lor, sfințenia lor și bunătatea lor, a sfinților. Să le urmăm exemplu, că sunt destui.